Vești bune pentru iubitorii curselor de trap. Autoritățile locale fac efortul să atragă fonduri europene pentru reabilitarea și modernizarea hipodromului din Ploiești. Municipalitatea își propune ca baza hipică să aibă în dotare grajduri noi, clădiri de întreținere și depozitare, ronduri de mers, tribune și un ring de prezentare. Municipalitatea și-a propus atragerea unor fonduri europene pentru dezvoltarea și modernizarea acestui hipodrom. Săptămâna trecută a fost depus proiectul la ADR Sud Muntenia și în ședința de Consiliu din februarie a fost adoptat studiul de fezabilitate pentru proiectul noului hipodrom. Prin acest studiu se propune demolarea definitivă și totală a construcțiilor existente. Proiectul se află în faza studiului de fezabilitate. Dacă se aprobă, ar fi necesară suma de aproximativ 89 de milioane de lei. Pe proiectul nou vrem ca la Ploiești să fie nu numai hipodromul de trap, ci să avem și o pistă, de să fie practic două piste, una de trap și cea de-a doua pentru curse cu obstacole. Hipodromul Ploiești este unica arenă hipică din România. Dacă în anii 80 era una dintre principalele puncte de atracție pentru mii de turiști din țară, dar și din străinătate, acum locul pare părăsit. Dacă reabilitarea nu va fi făcută de urgență, există riscul ca toate clădirile să fie distruse total de vreme.